Vladimir Putin a fost întrebat la un moment dat cine este personajul istoric pe care îl admiră cel mai mult. Răspunsul său ar fi trebuit să fie Rasputin, dar a fost Petru cel Mare. Petru. Ne aflăm în anul 1613, când după câțiva ani de tulburări, foamete, război civil și invazii, Mihail Romanov este încoronat ca țar la vârsta de doar 16 anișori, punând capăt unei lungi perioade de instabilitate. Acum începe dinastia Romanov, dinastie care pentru următoarele 3 secole va conduce Rusia. Iar Mihail Romanov nu este Petru I, când Petru I, care va fi cunoscut drept Petru cel Mare, nepotul lui Mihail Romanov, a urcat pe tron la sfârșitul secolului al 17-lea, Rusia era o țară vai de nația ei. Tare înapoiată, se afla în afara afacerilor politice ale Europei. Dacă ați văzut episodul cu Rasputin, vă este familiar faptul că superstiția, neîncrederea în străini și conservatorismul caracterizau majoritatea societății. Economia era vai de capul ei, bazată pe agricultură primitivă, iar organizația armatei era destul de primitivă. Există în filme vorba adusului unui cuțit la o luptă cu pistoale. E bine, pistolul era deja inventat. Acesta a fost inventat de Camilleo Vitei în 1540 în orașul italian Pistoia, de unde și numele pistol. A fost adoptat numele de germani, francezi și britanici, iar aceasta a început să fie o armă utilizată de cavaleriști în Europa și Asia. Desigur, din Asia ne vine invenția prafului de pușcă, unde începea să fie folosită prin secolul al IX-lea cu diferite motive. Pistolul chiar a fost folosit în apărarea Moscovei, cu 100 de ani înainte de inventarea lui oficial în 1540 de Camilleo Vitei în Pistoia. În 1382 a fost folosit pentru a apăra Moscova, dar avea forme rudimentare. Era o țeavă, niște praf de pușcă și mult noroc. Însă armata, în general, înainte de Petru I, avea o abordare mai mult inspirate de The Last Airbender. Poate se întâmplă ceva. Însă domnia lui Petru I a fost un punct de cotitură. Era hotărât ca Rusia să devină și să rămână o mare putere europeană și să ducă mai departe politicile de occidentalizare într-o manieră radicală și fără compromisuri. Ținta lui Petru cel Mare era occidentalizarea țării. La începutul domniei lui Petru, în comparație cu restul țărilor europene, Rusia era înapoiată. Această înapoiere a inhibat politica externă și chiar a pus în pericol independența națională a Rusiei, o țară în care există mai multe etnii și se întinde pe 2 continente. Scopul lui Petru era așadar să depășească țările dezvoltate din vestul Europei cât mai curând posibil, asta nu doar pentru a promova economia națională, dar și pentru a se asigura că viitoarele războaie sunt câștigate. Războaie pe care le purta pentru accesul la mări, acces care urma să încurajeze iarăși dezvoltarea economică. Rupând rezistența boierilor sau a membrilor vechi aristocrații funciare și a clerului, pedepsind aspru orice altă opoziție față de proiectele sale, a reușit să inițieze o serie de reforme care au afectat în 25 de ani fiecare domeniu al vieții naționale. Administrație, industrie, comerț, tehnologie, cultură, tot. Petru a călătorit prin nordul Europei pentru a învăța abilitățile de care Rusia avea nevoie pentru a crește și a prospera, a vizitat șantiere navale, ateliere, fabrici, dobândind cunoștințe despre construcții navale, ceasornicărie, gravură pe cupru, chiar și stomatologie. După călătoria sa prin țară pentru a se dezvolta, s-a întors înapoi acasă cu 260 de cufere fizice pline de cunoștințe, pe lângă arme. Bine, avea instrumente științifice, unelte, chiar și un crocodil împăiat. A recrutat un număr mare de experți militari și tehnici care urma să le predea abilitățile cunoscute rușilor. A remodelat forțele armate și birocrația după linii europene și a impus noi taxe care au crescut dramatic veniturile statului. Orașul Sankt Petersburg îi se datorează, iar construcția orașului, marea moștenire a lui Petru cel Mare, a fost începută în 1703 pe un teritoriu care nu era al Rusiei inițial, un teritoriu mlăștinos câștigat din fața Suediei. Arhitecți străini au fost aduși pentru a conduce proiectul și din nefericire mii de oameni au murit din truda construirii unei noi capitale a țării, capitală de la zero. Transformarea culturală și economică a cerut ingeniozitate din partea țarului, dar și sacrificii și suferințe și mai mari din partea populației. Un cod de lege a împărțit efectiv societatea în trepte și clase profesionale, din care nici individul, nici descendenții săi nu se puteau muta. Legile impuse țăranului au înghețat statutul social și reședința nu puteai să te mai muți unde aveai tu chef. Oamenii au intrat într-o foarte aspră iobăgie, oprimare și stăpânire despotică. Petru I, care încă nu era cunoscut drept Petru cel Mare, dar
era pe drumul acela, a pus bazele unei noi culturi concepute în imitarea Europei de Vest. Formele de artă care fuseseră interzise de Biserica Ortodoxă Rusă medievală, cum ar fi portretele, muzica instrumentală și arta, producțiile dramatice, teatru, opera și așa mai departe, au intrat în curentul principal al vieții culturale a națiunii. La mijlocul secolului al XVIII-lea, rușii produceau balet, operă, muzică de cameră, arhitectură barocă și romane. Sub domnia lui Petru I, artiștii au fost trimiși în străinătate pentru a studia, iar pictorii din Europa de Vest au fost aduși în Rusia pentru a lucra și a fi inspirație. Și acum ajungem la Petru cel Mare, care e posibil să fi fost numit Petru cel Mare pentru statura sa. Avea peste 2 metri, om. Era chipeș, avea o forță fizică neobișnuită și spre deosebire de toți țarii ruși anteriori, ale căror splendori bizantine le-a repudiat, el era foarte simplu în manierele sale. De exemplu, îi plăcea să discute la o cană de bere cu oamenii pe șantierul de construcții. Stătea la povești cu constructorii de corăbii și marinarii de pe navele străine care vizitau Sankt Petersburg. Era neliniștit, energic și impulsiv, ura hainele splendide care îi împiedicau mișcările, de multe ori apărând în public cu pantofi uzați și o pălărie veche. Cel mai des îl vedeai în uniformă militară sau navală. Îi plăcea să facă atmosferă și știa cum să o întrețină, deși glumele lui erau adesea grosolane și uneori bea mult, lucru pe care îl impunea și asupra invitațiilor săi pe care îi lăsa sub masă. Istoricii spun că era un om drept, care nu tolera necinstea, groaznic în mânia lui, crud când întâmpina opoziție, momente în care doar intimii săi puteau să-l liniștească. Cel mai mult în această misiune apărea soția sa iubită, Caterina, pe care și alți consilieri o rugau să îl împăjuiască pe iutele la mânie țar. Unul dintre marile daruri ale omului de stat, Petru I, a fost abilitatea de a alege colaboratori talentați pentru cele mai înalte numiri, fie din cele mai importante familii ale nobilimii, fie din niveluri mult inferioare ale societății. Ca și conducător, a fost un despot. A folosit adesea metodele unui proprietar, biciul și regula arbitrară. El a acționat întotdeauna ca un autocrat, convins de puterea făcătoare de minuni a constrângerii cu forța de către stat. Cu toate acestea, prin capacitatea sa nesățioasă de muncă, se vedea pe sine ca un slujitor al statului și ori de câte ori se punea într-o poziție subordonată, își îndeplinea datoriile cu aceeași conștiinciozitate pe care o pretindea de la alții. Și a început propriul serviciu în armată, la cel mai de jos rang, și a cerut și altora să-și stăpânească profesia foarte bine și să se aștepte la promovare numai pentru servicii de valoare reală. Personalitatea puternică a lui Petru cel Mare și-a lăsat amprenta asupra istoriei Rusiei, asupra Rusiei până ziua de astăzi. A fost caracterizat ca un om cu intelect original și perspicace, exuberant, curajos, harnic și cu voință de fier, capabil de a evalua cu ușurință situații complexe și schimbătoare, astfel încât să susțină în mod constant interesele generale ale Rusiei și propriile sale planuri, pe care le vedea ca suprapunându-se cu planurile Rusiei. Nu a realizat podul între Rusia și țările occidentale, nu complet cel puțin, dar a realizat progrese considerabile în dezvoltarea economiei și a comerțului național, în educație, cultură, știință și în politica externă. Prin Petru cel Mare, Rusia a devenit o mare putere. A ajuns în punctul în care, fără consimțământul Rusiei, nicio problemă europeană importantă nu putea să fie rezolvată în vremea aceea. Iar reformele sale interne au adus progrese într-o măsură pe care niciun inovator anterior nu și le-ar fi putut imagina, iar Petru cel Mare rămâne o personalitate remarcabilă în istorie. Au mai existat și alți conducători de țară care au venit cu reforme, însă ne întoarcem cumva la întrebarea de ce l-a ales Vladimir Putin pe Petru cel Mare ca și inspirație. Contrastul nu poate să fie mai izbitor, nu doar de statură. Vorbeam mai devreme de alegerile vestimentare ale lui Petru cel Mare, încălțăminte obosită, haine vechi, stat la masă cu toată lumea în porturi, inima petrecerii, vesel, iar recent Vladimir Putin a apărut într-un discurs televizat pe o scenă, îmbrăcat cu haină groasă de iarnă, despre care n-ai zice cine știe ce, însă acea haină groasă de iarnă este făcută de designerul preferat al lui Vladimir Putin, iar haina groasă de iarnă costă 14.000 de euro. În contrastul cel mai puternic pe care poți să-l vezi, Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, apare în fața camerei la televizor nu în costum, așa cum te-ai gândit că ar apărea un președinte, ci într-un tricou verde, îmbrăcat militarește omul pentru că țara lui e atacată, e război. Nu haine de 14.000 de euro. Iar îmbrăcămintea vorbește, are o voce, are un limbaj, transmite un mesaj. Mesajul transmis nu poate decât să-l împingă mai departe de Petru cel Mare pe Putin. Importanța lui Petru
iese tocmai din faptul că și-a dat seama de necesitatea modernizării țării sale. A fost considerat un avangardist, a împins țara înspre vest datorită intuiției sale. Rusia, care la urcarea lui pe tron fusese o țară foarte înapoiată, a depășit multe regate ale lumii. Totuși, Europa de Vest avea rotițele puse în mișcare, nu a putut să atingă sau să depășească nici într-un caz, dar a putut să se apropie. Pentru a ne da seama cum ar fi fost Rusia astăzi, fără Petru cel Mare, nu trebuie să ne uităm decât la Turcia. O bucată mare din ce ar fi fost astăzi Turcia, pentru că este populație preponderent musulmană, mai aproape asociată de valorile Turciei, se numește Rusia. Iar contrastul cu Turcia, statul important de la frontierele estice ale Europei, o altă țară semi-europeană, care timp de două secole înainte de ajungerea lui Petru cel Mare la tron fusese mai avansată decât Rusia, atât militar, economic cât și cultural, este răsunător. Din nefericire, dacă vreți să iei așa, pentru Turcia, nu a avut un sultan cu aceeași viziune ca Petru cel Mare. În jurul anilor 1700 ar fi fost necesar, ar fi putut să-și dea seama de importanța deschiderii către vest a țării și ar fi putut să-și împingă națiunea în acea direcție. Astfel, Turcia unde este, iar Rusia lui Petru a înaintat cu pași mari, în timp ce Turcia a progresat în ritm de mel. Doar în secolul al XX-lea, Kemal Atatürk a inițiat un program rapid de modernizare a Turciei, dar atât de mult avansase Rusia față de Turcia până acel moment, încât depășise considerabil industrial, educațional, din orice punct de vedere, Turcia. Dacă am presupune că în locul lui Petru cel Mare al Rusiei ar fi existat la acea vreme un sultan reformator în Turcia sau nu ar fi fost Petru în Turcia, Turcia ar fi devenit o forță în prezent și ar fi dominat zona care a devenit acum Asia Centrală Sovietică. Locuitorii ai cărei regiuni sunt musulmani, mult mai apropiați de turci decât de ruși. Petru cel Mare nu a fost un conducător care s-a lăsat purtat de vânturi, a fost un avangardist. Intuiția e posibil să fi schimbat istoria și a orientat-o pe un drum pe care nu ar fi apucat-o țara de la sine. Întoarcem din nou la întrebarea de ce l-a ales Putin ca și model, poate pentru că își dorește întoarcerea Rusiei la frontierele mari din timpul lui Petru cel Mare, poate nu a citit istoria lui Petru cel Mare, nu a văzut că a luat-o în direcția opusă, contra Occidentului, sau e posibil să se fie referit la tehnică, oprimare, deportare, subjugare, exterminare a populației pe care pe semne o protejează. Dragoste cu sila nu se poate. Dacă doar cu mână de fier poți să conduci o țară, dacă doar așa poți să-ți păstrezi poziția, atunci renunță, lasă pe oameni să găsească pe altcineva mai potrivit să facă acel lucru sau lasă pe oameni să-și aleagă singuri destinul. În episodul viitor o să explorăm Uniunea Sovietică, formarea și, mai important, destrămarea glorioasă acesteia, care sunt efectele, cum s-a ajuns acolo și cum valurile putesc și ne lovesc și în ziua de astăzi. Aceasta a fost nașterea Rusiei ca și o putere mare. Mai avem un episod despre cum a ajuns Rusia efectiv atât de mare, deci a avut nevoie să aibă atât de mult teren, dar în episoade viitoare. Aceste episoade pe această tematică erau oricum programate în seria de istorie, scrise cu multă vreme înainte, și discutate la finalul episoadelor despre istorie, v-am spus că urmează să facem lucrurile acestea. Le public acum, pentru că acum este bine de știut, e bine să ne aducem aminte cumva de istorie și de cum am ajuns aici, cât de valide sunt pretențiile cuiva dacă se leagă de istorie. Vă mulțumesc, aveți grijă de mine.